Cinci bănci globale au apărut cu precădere în documente, printre care și JP Morgan sunt suspectate de comiterea spălării banilor și altor infracțiuni. În total, un raport al unei instituții financiare arată că fișierele conțineau informații despre tranzacții în valoare de peste 2 trilioane de dolari între 1999 și 2017, care au fost semnalate de instituțiile financiare ca fiind suspecte. Pe scurt, băncile au mutat deseori fonduri pentru companii care erau înregistrate în paradisuri fiscale, cum ar fi insulele Virginia Britanice, și nu cunoșteau proprietarul final al contului. Personalul marilor bănci a folosit adesea căutările Google pentru a afla cine se află în spatele tranzacțiilor mari. Printre tipurile de tranzacții evidențiate de raport au fost fonduri procesate pentru persoane și companii potențial corupte din Venezuela, Ucraina și Malaezia, bani dintr-o schemă Ponzi și bani care erau legați de un miliardar ucrainean. Impactul criminalității financiare este resimțit dincolo de sectorul financiar și reprezintă amenințări grave pentru societatea în ansamblu, au conchis autorii studiului.